trecută în cadă, mergem mai departe cu o poveste de viață a lui Petre Roman și a Silviei Chifiriuc. Cei doi ne-au povestit despre cât de mult i-a ajutat credința să treacă mai ușor peste problemele din viață. Când știu cât mă iubești, unde ești tu, e dragostea. În momentul când ajunge într-o mănăstire și una anume, toate spiritele interioare se calmează, se înseninează, se înfrumusețează. Nu știu, e o chestiune foarte... E o emoție internă, foarte pozitivă, care, bineînțeles, esențele ei nu pot fi explicate. Cât ești mai recunoscător, cu atât lucrurile vin spre tine și mai frumos. Și am făcut acest exercițiu și de atunci nu trece zi să nu fiu recunoscătoare divinității, să nu mulțumesc. Și cu cât mă retrag seara la somn cu aceste gânduri de mulțumire și îmi fac așa o listă vizuală, asta am rezolvat astăzi, asta. A doua zi se deschid lucruri la care nici nu m-am gândit. De ce? Pentru că această mulțumire, această recunoștință îți aduce lucruri minunate în viață. Ai vorbit mult despre părinții tăi și te-ai simțit așa că ți este dor de ei. Da, Dumnezeule. E o temă... Tot timpul cred că te gândești, nu? Destul de delicată. Și sensibilă. Am reușit să trec... sunt 6 ani. Acum de curând au împlinit 6 ani. Pentru că ei au plecat foarte aproape. Cam 3 luni, așa. Unul după celălalt. Și a fost greu în primii 2 ani. Foarte greu. Până m-am obișnuit cu... Nu știu... Nu poți decât să te rogi, să te ajute Dumnezeu, să te învețe să trăiești fără ei. Da. Și am învățat că mai departe ei trăiesc prin mine și că ei acolo unde sunt, cu siguranță sunt bine că sunt împreună. Cu timpul, acest gol, această lipsă, ea se va umple ușor, ușor, da, cu bucuriile și cu împlinirile pe care mi le aduce copilul meu, împreună noi, ca părinți, la fel, facem tot ceea ce putem ca să ne fie bine și să avem mulțumirile noastre ca părinți și, de ce nu, ca soț și soție și ca iubiți ce suntem. 17 ani au trecut. Parcă ieri v-ați fi cunoscut, nu? Da? Nu așa repede au trecut anii? Repede și frumos, nu, știu, nu domnule nu Roman? Eu n-am chestia asta cu cifrele. Deci pentru mine e așa ceva ca ar fi fost, nu știu, acum câțiva anișori. Nu știu ce se întâmplă, poate sunt mai... Dar număratul ăsta trece la timpul repede. Acesta. Fiul vostru este aproape cât voi, crește frumos, se maturizează frumos. Cum sunt discuțiile acum cu el la vârsta asta? La vârsta de 12 ani... Încă discutăm despre, știu eu, lucruri care au fost, pe care le-am trăit împreună. Ne bucurăm de amintirile pe care le avem împreună. Dar e deja o personalitate. Asta înseamnă și trebuie să îl tratăm ca pe o personalitate, fiindcă altfel noi o formăm. Da. E un lucru pe care l-am învățat cu plăcere și cu bucurie, și anume să vorbești copiilor ca și când ar fi adulți. Da. Asta îi stimulează foarte mult. Din prima clipă... Și el, da, și atunci el însuși este dornic de explicații, el însuși vrea să afle câte ceva, el însuși pune întrebări, pentru că se simte... Mai important. Se simte mai important decât e, dar se simte pe același nivel de înțelegere cu tine. Dar îi place să meargă cu dumneavoastră pe munte? Deocamdată nu. Asta e o supărare a mea. Deocamdată nu. El e mai mult artist. Asta e. Învață să cânte la pian și are un evident talent pentru asta. Nu înseamnă că va fi un interpret
că asta va fi profesiunea lui, nu dau seama. Clar, nu cred că o face din plăcere. La mine a devenit o chestiune esențială pentru viața mea. Adică, dacă nu urc pe munte un traseu bun în fiecare săptămână, nu mă simt bine. E fundamental pentru mine.